Bine, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, drăguții mei, bine ați revenit pe canalul meu. De data asta avem un tutorial. Eu am pregătit împreună cu o colegă de-a mea, Daniela, un tutorial pentru o astfel de bluză. Eu o mai numesc bluză vestă cu mâineci, dar este o bluziță pe care o puteți purta peste cămașă. Daniela a executat același model, același croi, adică, dar folosind alte fire și a utilizat croșeta. Bluzița mea este tricotată, iar Daniela a făcut una croșetată pentru cei care sunt mai împrieteniți cu croșeta decât cu andrele. Astfel încât să puteți să lucrați și voi o astfel de piesă vestimentară, atât cu andrele cât și cu croșeta, în funcție de cum vă este vouă mai ușor și mai la îndemână. Eu o să las linkul către tutorialul Danielei în descrierea acestui videoclip. A făcut și ea o bluziță foarte, foarte frumoasă și abia așteptăm să vedem dacă vă place acest tutorial și dacă o să lucrați după el. Înainte de a veni cu toate detaliile referitoare la modul de lucru a unei astfel de bluzițe, vreau să vă spun că în acest tutorial o să găsiți două tehnici foarte importante, adică tehnica penselor, pentru că pe spatele acestei bluze sunt lucrate niște pense ca să se așeze frumos pe răscruiala spatelui, da? Să se așeze frumos pe talie. De asemenea, în acest tutorial o să vă arăt cum să faceți umărul căzut. Da? Deci astea sunt cele două tehnici pe care le veți regăsi dacă o să urmăriți acest tutorial. Bluzița o puteți lucra cu orice fire doriți voi, fie ele de iarnă cu conținut de lână, fie ele chiar de primăvară-vară cu conținut de amestecuri de bumbac. Da? Și acum vă las să urmăriți tutorialul cu toate detaliile referitoare la lucrul acestei bluzițe. De asemenea, vă rog să vă abonați la canalul Danielei, pentru că o să găsiți la ea pe canal niște videoclipuri și tutoriale destul de frumoase și bine explicate. Vă las acum să lucrați împreună cu mine această bluziță. Și acum să vă dau toate detaliile referitoare la modul de lucru al acestei bluzițe, sau îi zic eu vestă cu mâineci, îmi place să îi spun. Bun, eu am folosit pentru acest proiect un fir casani, un fir nemțesc pe care îl aveam eu în cămară, care are în 50 de grame 50 de metri și în total am folosit 10 gheme, adică 500 de grame. În 50 de grame, v-am zis, sunt 50 de metri, are 55% poliacril, 45% lână virgină, da? Bun, mărimea pentru care lucrez eu aici este între M și L, adică un bust și un șold cam de 100 de centimetri, 90-100 de centimetri și lungimea bluziței va fi în jur de 60 de centimetri, da? Bun, pentru această mărime între M și L, eu am folosit andrele numărul 6, am uitat să menționez andrele numărul 6 pentru acest fir. Așa, pentru spate, da? Și acum o să vă dau toate detaliile referitoare la spate. Eu am montat pe andrele 60 de ochiuri, da? Ca să am aici cam între 45 și 50 de centimetri, da? Am montat 60 de ochiuri. Și am lucrat 12 rânduri sau aproximativ 5 centimetri cu acest model bob de orez. Cum se lucrează acest model bob de orez? Foarte simplu, știți cu toții. Un ochi pe față, unul pe dos, un ochi pe față, unul pe dos și așa mai departe, iar în rândul următor le inversați ordinea, adică ochiurile care sunt pe față lucrați pe dos și tot așa. Și asta faceți în fiecare rând, da? Lucrați odată un ochi pe față, un ochi pe dos, în al doilea rând o să aveți tot un ochi pe față și un ochi pe dos, practic, da? Înțelegeți voi, da? Deci pur și simplu inversați ordinea ochilor și am obținut jos această margine ca să nu permită rularea proiectului, pentru că în partea de sus eu proiectul l-am lucrat doar cu ochiuri pe față și atunci trebuia o manșetă, o parte care să o țină. Bun, mai departe eu am continuat cu ochiuri pe față, da, după cele 12 rânduri sau după cei 5 cm și am mai lucrat aproximativ 10 cm, da?
cam 10 cm, la mine s-au făcut în rândul 17. Undeva pe aici, rândul 17, eu am reluat calculele de aici din nou. Întotdeauna eu fac o dată, am lucrat 12 rânduri cu partea de jos și după aia iar reiau calculele de la început, că mi este așa mai ușor. Și iar iau rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Și am procedat în felul următor. Cum am procedat eu aici? Eu am vrut să cambrez puțin pe spate bluzița, pentru că nu îmi place cum când stă pe spate bufant, da? Și nu stă pe talie și plus că trebuie să, fiind o haină de iarnă, ca să zic așa, să țină cald la spate și necesită niște pense, da? Și atunci ce am făcut eu? Am împărțit cele 60 de ochiuri în 3 porțiuni, da? Adică 20, 20 și 20, da? Și undeva de la 10 cm sau 15 cm de la margine, vedeți că eu am făcut 3 scăderi. 1, 2, 3. Adică am lăsat aici 20 de ochiuri, da. Deci până aici. Vedeți? Cam așa. Au fost împărțite în 3, da? Și acum, am lucrat 2 ochiuri împreună, de o parte și de alta, lăsând aici 2 ochiuri în mijloc. Vedeți că ele se și observă. Stați să dau camera mai aproape, da? Deci eu până aici am avut 20 de ochiuri. Și am lăsat astea 2 de mijloc, ca să fie la mine ca o linie așa de pensă, să zic așa. Și de o parte și de alta a celor 2 linii am lucrat 2 ochiuri împreună. Și aici și aici, da? Și practic am eliminat aici 2 ochiuri și aici încă 2, adică 4 ochiuri. Și am repetat asta de 3 ori, vedeți, cam la o distanță de 2 cm, da? Sau mai bine zis, eu conform calculului mele am făcut scăderea asta în rândul 17, în rândul 23 și în rândul 29, da? Am făcut scăderile astea până în talie. Și am ajuns cu lucrul în talie, undeva circa am aici o înălțime de 25 de cm până în talie. Iar pentru partea de sus, din nou am adunat ochiurile, deja păstrând aceleași marcatoare, da? O să vedeți că aici, la fel, de o parte și de alta, celor 2 linii pe care le aveam eu și jos, eu am făcut 3 mulțiri, la fel, din 2 în 2 cm, cum am făcut și jos, da? La mine înmulțirile astea s-au făcut în rândul 41, 51, 61, adică mai rare, dacă jos am făcut scăderile la o distanță mai mică, înmulțirile din partea de sus le-am făcut la o distanță mai mare, da? Deci, aici scăderile le-am făcut în rândul 17, stați că mă uit și pe caietel, pe notițe, 17, 23 și 29, după aceea am lucrat o porțiune fără scăderi, fără înmulțiri și în rândul 41, 51 și 61 eu am făcut câte o înmulțire de o parte și de alta a celor 2 rânduri de ochiuri pe față care îmi delimitau mie și pensa de jos, da? Tot de 3 ori și practic am adunat ochiurile înapoi ca să am tot 60, da? În partea de sus. Și astfel încât s-a format aici un cambrat pe spate, da? S-a cambrat bluza pe spate. Mai departe, tot în rândul 61, adică în ultimul rând în care am făcut ultima mulțire aici pentru spate, am început să lucrez răscroiala mânecii. Răscroiala mânecii am făcut-o în felul următor. Am adunat aici 3 ochiuri și aici, la fel, încă 3 ochiuri. Cum se adună ochiurile? Cred că știți. Se fac pur și simplu 3, aici 3 jeteuri, da? 3 înmulțiri și după aceea le lucrați și le transformați în ochiuri, da? Uitați-le. Da? Deci, eu vă arăt acum ca și exemplu, da? L-am răsucit firul de 3 ori și am lucrat aici 3 ochiuri pe față. Uitați-vă, uite așa. Da? 1... Iarăși am introdus andreaua aici, 2 și 3, da? Și pe partea cealaltă la fel am făcut. Hai să vă mai arăt o dată și să dau la o parte ca să fie pe fundalul, da? Deci asta am făcut tot în rândul 61, unde am terminat. Sau la o înălțime cam de, ia să luăm noi centimetru și să măsurăm mai bine, ca să nu avem vreo surpriză, da? Așa, să luăm
cm. Și să vedem cam de unde am început eu să lucrez răscruiala mâinicii, da? Eu v-am zis, eu mi-am notat în rândul 61 ca să pot și la față să fac același lucru. Și aici am o înălțime de 40 de cm, da? Cam la 40 de cm eu am început să am adunat cele 3 ochiuri ca să mi se formeze aici răscroiala mâinecii, vedeți? Și acum haideți să dau totuși mai aproape și să vă arăt cum se face această răscroială, da? Deci suciți firul de 3 ori spre voi, dacă vreți să faceți 3 ochiuri, dacă vreți mai multe ori, vă suciți de mai multe ori. Eu răsucesc de 3 ori înspre mine și după aceea lucrați ochiurile astea în felul următor. Eu întotdeauna introduc andreaua în față și după aia o dau în spate ca să lucrez ochiul pe față, pentru că este mai ușor, da? Deci 1 și încă o dată 2 și încă o dată 3. Da? 3. Da? Și așa se formează, da, partea asta de jos. Bineînțeles că eu asta nu o să fac acum, ci o să continui să lucrez cam înălțimea mânecii pe care mi-o doresc eu și eu îmi doresc cam 20 de centimetri să am aici și sunt la rând 86, încep rândul 87 și o să lucrez așa până la rândul 91 și la 91 o să separ umerii și mijlocul de la spate, da? Răscroiala de la gât. Aici nu mai fac nicio modificare, nicio scădere, nimic, ci pur și simplu lucrați pe drept, da? După ce ați adunat cele 3 ochiuri, aici deja lucrați cum ar veni la răscroiala mâinecii și a părții de sus a bluziței voastre. Și o mai lucrez așa până la rândul 90 și cred că o să am cei 20 de centimetri cât am eu nevoie ca să am aici la răscroiala mâinicii, da? Că vreau să am aici cam 20 de centimetri pe lateral. Bun, mai lucrez puțin și revin să vă arăt cum procedăm în partea de sus, da? Cum facem, cum lucrăm răscroiala de la gât. Bun, dragii mei, eu v-am lucrat, după cum am zis, 90 de rânduri, da? Și am aici aproximativ 20 de centimetri înălțimea răscroielii mânecii, da? Și acum o să lucrăm împreună răscroiala de sus, de la gât și umerii. Ce vreau să vă spun, da? Deci știți că noi am început cu 60 de ochiuri, am făcut scăderile pentru pense, da? Pentru talie, după care din nou am avut 60 de ochiuri și aici s-au mai adăugat 3 de o parte, 3 de alta, deci total o să avem 66 de ochiuri. Și atunci eu o să împart în felul următor. O să păstrez 23 de ochiuri pe un număr, 23 pe celălalt, iar 20 de ochiuri din mijloc o să le închid pentru răscroiala gâtului și o să formăm, deci în rândul 91, da? O să formăm după aceea umărul căzut, da? O să vă arăt cum se lucrează umărul căzut, dar cu siguranță ați mai văzut și în alte tutoriale. Deci numărăm aici 23 de ochiuri, să rămână pe un număr, 11, așa, 12, 13, 14, 15, 16, 20 și 3, da? Și acum 20 de ochiuri din mijloc o să le închidem prin metoda simplă, da? Lucrați două ochiuri împreună, două câte două, da? Întors și tot așa, da? Închidem cele 20 de ochiuri. Așa. După ce am închis ochiurile, da? Din mijloc, de la răscroiala gâtului, umerii o să lucrez în felul următor. O să lucrăm umăr căzut. Adică, cele 23 de ochiuri le lucrez, dar nu pe toate, ci doar 19, da? O să păstrez 4 ochiuri pe antrele și nu le voi lucra, da? Deci aici lăsăm 4 ochiuri. Asta se mai numesc rânduri scurte. Știu că multe dintre voi vă întrebați ce-i cu rândurile astea. Bun, au rămas 4 ochiuri, ne întoarcem. Primul ochi de aici nu se lucrează, da? Luați pur și simplu pe andrea
și lucrați acest rând până la capăt. Da? Până la răscroiala de la gât. În următorul rând pe față o să procedați identic, iarăși o să lăsați 4 ochiuri, deci o să vă rămână acum pe andrele în total 8, da? 4 lăsate în primul rând și 4 pe care le lăsăm în următorul rând, da? Iarăși ne întoarcem și lucrăm. De data asta nu 19 ochiuri, ci 15, da? Așa. Ne uităm. Se și observă până unde trebuie să lucrăm. Așa, deci încă un ochi. Da? Iarăși au rămas 4. Ne întoarcem. Eu vă arăt acum foarte detaliat, pentru că și la celălalt umăr o să procedăm la fel și în față, când o să lucrăm partea din față, la fel. Și atunci, în acel moment, eu nu o să mai stau să vă mai arăt, pentru că vă dau detaliile acum, în ceea ce privește lucrul umerilor, da? Bun, iar ne întoarcem, de data asta câte lucrăm? Corect, 11 ochiuri, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? Și deja avem 3 scări aici. Iarăși întoarcem. Primul ochi nu se lucrează. Îl luați pur și simplu pe Andreea. Da? Și mai facem o scară și gata. Da? Am întors și lucrăm acum 7 ochiuri și întoarcem. 1, 2, 3. Da? Deci avem de 4 ori lăsate câte 4 ochiuri. Întoarcem, lucrăm cele 7 ochiuri. Iar acum o să lucrăm un rând complet până în capăt ca să uniformizăm cele 4 scări formate. Da? Deci toate ochiurile. Iar aici strângeți mai tare de fir, da? Ca să trageți înspre dreapta toate ochiurile foarte bine. Da? Încercați să țineți firul acum cât mai strâns, cât mai tensiune cât mai mare, ca să nu să se formeze găuri, da? Și să lipiți frumos cele 4 scări aici. Da? Bun. Ultimul loc, întotdeauna știți că se lucrează pe dos și vedeți că acum avem un rând complet lucrat și în acest punct pot să închid umărul, adică lucrez toate ochiurile împreună. Uitați că este și destul de strâns, că nu pot nici să trag ochiurile, dar este foarte bine să fie aici mai strâns ca să se, da, uniformizeze bine și acum pur și simplu închid toate ochiurile de la umărul meu. Așa. Da? În oglindă o să lucrați și celălalt umăr, doar că acolo o să fie cum ar veni pe dos, o să lăsați ochiurile, pentru că e în oglindă. Vă arăt imediat la ce mă refer, ca să înțeleagă și începătorii. Da? Acum noi am lucrat umărul din... Care umăr e? Stângul. Da, depinde cum te uiți. Dar este stângul, dacă te uiți din față, din fața bluzei. Bun. Da, și am terminat
ultimul ochi. Știu că e o problemă la începători, că nu știu cum să închidă ultimul ochi. Vă arăt imediat. Așa, deci am lucrat ultimul ochi. Am tras ultimul ochi, vedeți? Trec prin el firul și îl închid. Iar aici o să-l tai cu o farfecă pe care nu știu de ce nu am adus-o lângă mine, dar nu contează. Acum o să lucrez umărul. Asta aici, n-am tras bine de fir. Așa. Uitați cum arată umărul căzut. Da? Așa arată. I-au rămas un pic de găurele aici, dar ele o să se uniformizeze în momentul în care o să spăl produsul. Bun, acum, pentru umărul celălalt, știți că noi am mers cu rândul așa, am închis și acum ar trebui să ne întoarcem cu rândul de pe dos, corect? Corect. Și o să-mi iau firul, așa, o să iau din mijloc acum, până aduc eu farfeca, lucrez cu firul din mijloc. Așa. Bun. Da? Să întorc asta și să vă arăt, da? Ce vă ziceam eu, că de data asta voi o să lăsați ochiurile, da? În oglindă. O să le lăsați pe Andrele și atunci începem cu rândul de pe dos să-l lucrăm. Da? Primul ochi o să-l lucrez pe față aici. Așa. Și acum lucrez umărul, dar nu până la capăt, ci lăsând cele patru ochiuri. Deja ați înțeles ideea, da? Așa, eu vreau să lucrez doar un pic cu voi ca să fie explicit și pentru începători. Așa. Da? Lăsăm patru ochiuri. Bun. Acum întoarcem lucrul. Repet, aici niciodată nu lucrați primul ochi, luați pur și simplu pe Andreea și lucrăm rândul până la capăt. Da? Ați înțeles ideea. Și o să repetați asta tot așa de 4 ori. Lucrați un rând complet și după aceea închideți. Și cam asta ar fi toată informația legată de spate, da? Bun, să trecem la partea din față. În ceea ce privește fața acestei piese vestimentare, am început-o identic cu spatele. Adică am montat pe Andrele 60 de ochiuri și am lucrat 12 rânduri cu acest bob de orez în partea de jos. Doar că diferența dintre față și spate este că pentru față eu nu am făcut aici nicio scădere, am lăsat-o așa mai lărguță. Deci această bluză are pense doar pe partea din spate, da? Pe spate am făcut pensele, pe față n-am făcut nimic pentru că vreau să fie o tentă de oversize. Bineînțeles că ca și la spate, aici în rândul 61, eu am înmulțit, am adăugat 3 ochiuri pentru răscureala mâinicii, da? De o parte și de alta. Acum, după cum v-am spus în videoclipul cu... cum v-am spus anterior, în partea în care v-am prezentat cum se lucrează spatele, noi acolo am început să lucrăm umerii în rândul 91. Și tot în același rând am închis ochiurile pe mijlocul spatelui ca să formăm răscureala de la gât de la spate. În ceea ce privește fața, eu o să cobor puțin mai jos și acum am ajuns în rândul 87. Și o să lucrez începând cu acest rând, da? Nu 91, ci 87, cu 4 rânduri mai jos. O să închid în mijloc ochiurile, doar că de data asta o să închid mai puține. O să las de o parte și de alta, în loc de 23 de ochiuri, o să las 26, da? Știți că noi în partea de sus la umeri aici am avut 23 de ochiuri. De data asta eu las 26 cu 26 și... Iar cele 14, da, din mijloc, le voi închide acum și o să lucrez împreună cu voi această parte și o să vă arăt cum ajungem de la 26 la 23 de ochiuri. Iar asta o să facem prin scăderi, după cum v-ați dat seama, la nivelul răscruelii gâtului, astfel încât să ajungem la cele
23 de ochiuri pentru umăr, da? Deci lucrăm rândul 87, așa, până la semn, da? La semnul cu care am delimitat eu umerii și mijlocul feței. Da? Așa. Să țineți cont că umărul drept sau, mă rog, stâng, de fapt, depinde cum vă uitați la, dar partea dreaptă, să zicem așa, bluzei cu care o lucrați. Sunteți la rândul 87 și când mai aveți 3 ochiuri până la semn, da? Penultimile două de aici, da? Astea două le lucrați împreună și ultimul ochi îl lucrați pe dos, pentru că așa se face. Ultimul ochi întotdeauna se lucrează pe dos, da? De data asta, noi am rămas aici cu 25 de ochiuri acum. Acum, ochiurile dintre semne o să le închidem ca să formăm răscroiala de la gât, da? Pur și simplu le închidem în mod clasic, da? Uite așa. Bun. Până la următorul semn. Toate cele 14 ochiuri. Așa, e firul gros și merge lucrul repede la o astfel de bluziță. Se lucrează destul de ușor. Bun, haideți să terminăm, mai avem puțin. Și am ajuns la semn. Dăm semnul jos și închidem și ultimul ochi. Pentru că trebuie să scăpăm și de acesta, da? Astfel încât îl întoarcem înapoi pe Andreea, îl închidem și ăsta ar fi primul ochi la noi din umăr, iar următoarele două le vom lucra împreună, da? Ca să formăm răscroala de la gât. Și astfel încât noi și pe acest umăr rămânem cu 25 de ochiuri, da? Deci țineți minte că ne-am oprit cu umărul din dreapta, la rândul 87. Iar acum noi o să lucrăm umerii separați, da? Cum am făcut și la spate. Doar că noi trebuie să ajungem până la rândul 91 și abia după aceea o să începem să formăm la fel umărul căzut. E identic cum am făcut și la spate, da? Așa, întoarcem. Și după cum v-ați dat seama, acum, pe partea asta, pe dos, eu iarăși o să închid aici, penultimele două ochiuri, o să le lucrez împreună. Și așa o să fac de fiecare dată, când o să ajung înspre răscroiala gâtului, până o să rămân pe Andrele cu 23 de ochiuri. Adică încă de două ori, acum o dată pe dos și o dată pe față, da? Până rămân pe Andrele cu cele 23 de ochiuri. Nu e foarte complicat. Sunt la rândul 88. Da? Și mai închid, mai fac o închidere aici. Vedeți, mi-au rămas 3 ochiuri pe Andrele. Astea două le lucrez împreună. Așa. Și ultimul loc se lucrează pe dos întotdeauna. Așa. Prin urmare, matematic, trebuie să mai facem o închidere. Întoarcem din nou lucrul. Așa. Și mai facem o închidere în rândul 89. Avem 1, următoarele două împreună, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20 și 23, da? Deci am 23 de ochiuri. Mai lucrez un rând, rândul 90. Și de data asta, în acest rând, nu mai fac nicio scăzătură. Da?
și deja în rândul 91 să încep formarea umărului căzut, idem cum am făcut și la față, da? La spate, scuze. Da? Adică lăsăm de fiecare dată câte 4 ochiuri. Așa. Ne întoarcem și începem să lucrăm rândurile scurte, da? Suntem în rândul 91 și începem să lucrăm rândurile scurte. Partea asta nu o mai arăt pentru că oricum ați văzut-o cum am făcut și pe spate, da? Deci o să mă opresc la distanță de 4 ochiuri de margine. Așa. Și acum mă întorc. Da? Și astea sunt detaliile referitoare la fețe, la față. Urmează să vă arăt cum am lucrat mâinecile. Pentru a lucra mâinecile, eu am măsurat care este lățimea mea rezultată aici, exactă, a răscruelii mânicii, da, și am, am 20 de centimetri aici, pentru că o să trag puțin de ea, acum este în, puțin strânsă, da, cam 20 de centimetri. Și atunci eu am lucrat mânecile începând de sus, da, adică așa, de aici. Vedeți, am lucrat pur și simplu un dreptunghi, am încărcat pe andrele numărul 6, 54 de ochiuri, atâta mi-a rezultat mie conform eșantionului, că mi-ar trebui cam 54 de ochiuri ca să-mi coincidă aici distanța, da? Adică mâineca pusă în două și cele două părți, fața și spatele. Și am lucrat cu ochiuri pe față, circa 14 cm, da? Avem 14 cm cu ochiuri pe față. Iar ulterior am făcut aceeași lățime pe care am făcut-o și jos, adică 12 rânduri cu bob de orez și am închis mânecuța, da? Nu am făcut nicio scădere, nimic, este doar un dreptunghi pur și simplu care se va coase frumos aici și va constitui mâineca noastră, da? Și asta este tot, e foarte, foarte simplu de lucrat mâineca pentru această bluziță. Ce urmează să fac eu este să execut cusăturile de la umeri, de pe lateral, mâineca, da? Și ulterior, pentru partea de la gât, eu m-am gândit, pentru că mi-a rămas puțin fir, să fac în felul următor. Am montat pe andrele 6 ochiuri și lucrez o fâșie cu bob de orez pe care o voi coase aici, de jur împrejur. Eu nu o închid, ci o să încep acum să cos la ea după ce cos partea cu umerii și o să încep să cos de la spate de aici, o să prind frumos această fâșie de jur împrejur și o să lucrez la ea atâta cât este nevoie să-mi iasă frumos, da, cusătura și să se așeze frumos pe răscruiala gâtului, da? Eu o să mai lucrez la ea câteva rânduri, astfel încât în momentul în care o voi coase de față și spate să coincide fix pe circumferința mea de la gât. Și asta este tot. Acestea au fost detaliile referitoare la această bluziță. Și cred că am fost destul de explicită. Este un model extraordinar de simplu pe care puteți să îl folosiți și utilizând alte fire și mai subțiri, chiar și de vară, de ce nu, puteți să faceți o bluziță la fel din bumbac sau pentru iarnă orice fir tip angora sau amestec de lână cu acril, ce aveți voi prin cămară și cum considerați că vă place vouă. Mulțumesc pentru vizionare, vă rog frumos să-mi dați like dacă vă plac tutorialele mele, nu uitați să o urmăriți și pe Daniela cu varianta ei de bluziță cu același croi, dar croșetată pentru cele care se descurcă mai bine cu croșeta. Eu vă doresc o zi extraordinară și nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând, pa, pa!